Vă propun să trecem la un alt segment. Discutăm acum despre piețele valutare. Iar aici un pas inițial putem să facem cu GBPUSD, o piață care, așa cum discutam și ieri, pare a fi susținut doar o corecție în timp ce tendința mai largă rămâne una ascendentă. Cu Parlamentul suspendat, o manevră care era menită inițial la elibera drumul, a netezi drumul unui Brexit chiar fără acord, Totuși, acum procesul acela deja demarat a rămas cam fără obiect. Boris Johnson susține că dorește în continuare ca acest lucru să se petreacă este destul de dificil la vedea cum s-ar putea împlini această dorință sa, iar datele au fost surprinzător de constructive în sesiunea de ieri. Vorbim despre veniturile medii lunare, 4%, exclusiv bonusul a fost în zona așteptată, cu bonusuri peste așteptări. Și bonusurile contează și ele, poți să-ți poți să împingi consumul înainte și din bonusuri. Doar că ele nu se, nu se uh, repetă cu o frecvență lunară și atunci sunt mai puțin urmărite, dar totuși contează pentru, cel puțin pentru termenul apropiat rata șomajului a scăzut la 3,8% și mai puține cele de ajutor de șomaj. Mar Carney a deplâns, după ce a evitat inițial întrebarea, a deplâns volatilitatea lirei, atribuind-o în categoria piețelor emergente și a respins în același timp ideea de dobânzi negative, nu ar avea nevoie Marea Britanie de așa ceva acum. Se desprinde un tablou în general constructiv iar uh, rezistența de la 23,77 pare a fi uh, pe cale să fie testată sever și poate chiar depășită. Este un nivel important, este în zona unor minime din iulie și de aceea nu e simplu de, de spart, trebuie să urmărim și dolarul american. Dacă datele de la 3 jumătate vor fi foarte bune, atunci uh, uh, probabil că vom suferi niște corecții din, din această regiune uh, de rezistență puternică. Dacă ele vor fi în linia așteptărilor sau mai slabe, bănuiesc că va fi energie pentru a merge spre 24-24-03, o altă rezistență a fi la 24-25 și poate chiar și mai sus în cele din urmă. Suportul este la 23-36, 23, 36, 1, 23 și 1-22-75. Pentru o vreme o să fie puțin mai liniște și o să ne focalizăm mai mult pe datele, datele macro. În cazul EURUSD vorbim despre o oscilare între 1.10 20 1.10 55 piață care așteaptă ceva și probabil așteaptă decizia BCE. E posibil să avem unele fluctuații în această sesiune la 3 jumătate. Dar dar eu aș vedea un potențial de câteva zeci de de și cel mult. Uh, un set slab de date din SUA ne-ar duce probabil peste 1.1055, undeva către 1.1085. Un set pozitiv ne-ar duce posibil către 1.10 inițial și poate undeva în zona 1.0960 aproximativ. Așa aș, aș vedea lucrurile. În timp ce pentru dolar-yen avem o continuare a aprecierii, ceea ce se asociază atât cu un context mai favorabil asumării de riscuri, cât și cu pachetul acela de, de date din Japonia de la începutul săptămânii, în care a dezamăgit contul curent, evoluția creditării și alte câteva variabile. Totuși, în Japonia sunt și semnale pozitive. Doar că ele sunt mult prea timide pentru moment în raport cu ceea ce ceea ce a operat deja Banca Centrală și îi face pe un anumit membri ai Consiliului de Politică Monetară să se gândească la relaxare suplimentară. Am avut un indice în sectorul manufacturier, BSI, Manufacturing, care s-a îmbunătățit marcat de la minus 10,4 la minus 0,2. Este un reper trimestrial și se adresează mai ales marilor producători. Deci, cumva o staționare, o zonă de stabilizare după scăderi accentuate în trimestrul anticipat în trimestrul anterior. Deci o stare ceva mai, mai constructivă. Însă aici avem o problemă, anume rezistența de la 10780. Interesant că piața a decolat pe o traiectorie destul de înaltă aici și că o menține încă. După părerea mea tehnic, piața nu pare a ne arăta neapărat oboseală aici, ar fi predispusă la o continuare a creșterii, creșterii, însă e totuși o pantă accentuată. Și dacă avem o creștere, m-aș uita poate spre 108.04 această zonă și ulterior poate 108.29. Însă, dincolo de niște, niște ajustări destul de, destul de rapide, cred că în regiunea 108 până la 108.50, 108.60 se poate căuta o. Um, o bază pentru o colecție mai accentuată, aș spune, dat fiind că ne apropiem de niște niveluri importante de rezistență, 109, nu mai zic, 109.35, dificil de spart și uh, uh, dolar are deja un parcurs consistent în urmă. Pe de altă parte, dacă aici am vedea un fel de double bottom, ignorând excesele anterioare, 170 de pip și ar însemna că piața ar putea ajunge chiar spre zona 108, 45, 46. O să și pun pe grafic acest nivel care pare întărit din mai multe direcții și o să luăm varianta aceasta 108, 46. Vă spun că acolo este o regiune destul de puternică. Bun. Avem niște întrebări despre alte, alte parități, despre euro pe, uh, haideți să strecurăm uh, și -o puțin una dintre ele și să vedem dacă avem timp și pentru cea de-a doua. Uh, să adăugăm uh, euro în raport cu lira sterlină. Deci, trendul descendent reflectă această revenire, această recuperare a sentimentului pe lira sterlină, iar din punct de vedere tehnic este un trend încă încă valabil. Eu l-aș vedea în primul rând cam așa. Putem să desenăm și astfel, dar l-aș vedea așa ca și o componentă de bază. Dacă avem un breakout și el duce la o închidere măcar pe H1, peste linia de trend descendent inițială, ne putem gândi la 0,9010 sau ulterior chiar pe la linia a doua de trend undeva la 90-70 ca rezistență. Așa cum văd lucrurile aici, suntem într-o într -o ușoară consolidare, dar e, e cumva periculos aici dacă nu suntem deja în poziție fiind în zona, în zona unor minime, nu luăm prea mult în calcul acest spike. Uh, deci o zonă de consolidare, posibil să mai existe anumite trepidații, dar în linii mari pare că lira sterlină ar mai putea recupera în raport cu euro. Deci euro-GBP pare a mai avea încă un potențial descendent. Acest lucru poate să fie puternic modificat dacă apar comentarii vis-a-vis -vis de Brexit sau evoluții majore care să afecteze Uniunea Europeană, Uh, inclusiv uh, pe tema comercială. Acum, stare de uh, bună dispoziție, de bucurie în, în piețele europene, pentru că, iată, uh, avem pași înainte în relația China-SUA și deci și o disponibilitate a, a Statelor Unite de a rezolva această problemă. În același timp. Uh, avem pe lira sterlină acea închidere, se pare, nu știm ce va mai scoate din pălărie Boris Johnson sau aliații săi foarte severi care doresc neapărat implementarea Brexitului sub orice condiții și de acolo pot apăra riscuri. Dar altfel, mi se pare un trend, un trend descendent și mi se pare că discuția principală este dacă va rezista acest 92 și dacă nu avem chiar 88-70 poate că ar mai fi ceva loc de, de, ajustare lucrurile însă pe termen mai, mai lung pot să rămână blocate într-un range doar că este un range de aproape 8%, 8 puncte procentuale îl voi lua de aici până, până aici deci cam spre jumătatea intervalului un pic mai jos, asta înseamnă că e loc. Dar în general, spre jumătatea intervalului apar, apar niște ezitări. Deci aceasta ar fi direcția ușor, ușor descendentă pe, ca perspectivă mai largă, atât tehnic cât și fundamental. Dar atenție mare la linia de trend, pentru că, pentru că, una dintre ele este foarte apropiată și dacă o spargem, mergem pe un alternativ. Pentru NZDUSD. usd vești bune din, din China ar trebui să fie vești bune pentru dolarul neozelandez, care se de câteva zile bate pasul pe loc și uh, uh, nu aș uh, insista pe aspecte fundamentale, trebuie, trebuie însă înțelese bine de de de, citit și de parcurs, dar uh, ce puțin în calendarul macro recent și ideal ar fi cu cât mai mult în urmă, cu atât mai bine. Uh, dar uh, mă gândesc aici la corelația acestei, uh, acestei economii cu ceea ce se întâmplă în China și la reboundul uh, care totuși e mai degrabă corectiv, uh, ar părea că există o tabără aici care nu are foarte mare încredere în, uh, în ceea ce se întâmplă. Uh, în această revenire din ultima perioadă, eu aș spune că um, ne trebuie o zonă de siguranță, dar uh, mai degrabă să vedem lucrurile astfel, deci un fel de flag, un fel de uh, perioadă de așteptare după o creștere impulsivă, în general tinde să fie de, de continuare, ceea ce ar putea presupune că ceea ce ne ar putea face să presupunem că undeva spre un 0,64, 90, 65 aproape, de vârful acesta din 9 august ar fi o țintă în cazul unui breakout ascendent. Dacă breakoutul este descendent, atunci orientativ am putea ajunge pe la baza formațiunii 63, 70. E o situație de așteptare. Uh tehnic piața ar favoriza aici intra day spre de ce se vedea pe daily, vedeți, ne poate păcăli ușor, dar ar favoriza în ce din urmă o, o revenire și un breakout ascendent. Fundamental încerc, încercam să mă gândesc care sunt pericolele de a vedea anunțuri uh, drastice pe termen, uh, pe termen mai uh, pe termen apropiat. Aici avem date din Australia. Westpac a fost sub, sub așteptări. În, în, această noapte avem cifre din China, promuturile noi, masa monetară și PMI aici, aici cred că e Noua Zeelandă. Da, vine dimineața avem PMI-ul 48,2 valoare în teritoriu de, de contracție. Știu că economia Noi Zeelande nu era într-o fază foarte bună și acest PMI întărește ideea respectivă. Știm că dacă China suferă, se transmite această suferință și către dolarul neozelandez. Vedem însă că piața a fost pe modul colectiv, pe modul de recuperare și că este într-o consolidare. Deci, din punct de vedere tehnic, dacă rezistăm aici, începe să se lanseze, cel puțin pe termen scurt ar putea viza linia superioară a acestei formațiuni. Iar dacă avem un breakout, potențial ar fi în cel din urmă consistent. Probabil cu o pauză intermediară spre 64-70 sau 0,65. În linii mari, însă, este, este o formațiune tehnică constructivă, dar trebuie să ținem ochii deschiși la eventuale spargere la linia inferioară sau la schimbări de ordin fundamental consistente în atât în economia locală, cât și în, în ceea ce privește China care e de mare importanță acolo. Euroron în jur de 4,73. Astăzi am avut date la nivelul CPI și de la noi 3,9% peste așteptări, dar o inflație care încetinește o inflație care uh, nu justifică foarte puternic actuala poziție de politică monetară, este o inflație peste, peste țintă, ținta maximă ar fi la 3,5%, uh, iar uh, impactul în piață ar fi fost mai puternic dacă ar fi existat o așteptare ca BNR-ul să, să răspundă uh, la aceste aceste valori. În principiu, dacă banca centrală nu răspunde la, la inflație prin majorarea dobânzii, moneda respectivă ar trebui să aibă o tendință de depreciere. Vorbim însă de leu care răspunde în, în, cu o sensibilitate scăzută și, în general, în termen foarte lung la, la date macro, deci e posibil ca pe termen scurt să nu avem presiune foarte mare, dar mi se pare că e un argument care vizează mai degrabă un breakout peste 73,80, zona 74, 70 și 5 în cele din urmă. Suporta fi la 71,80, 70, 70 și în zona 4, 70.